Membrii Uniunii Polonezilor din România, filiala Suceava, alături de familiile lor, dar și de alți invitați de seamă, printre care familia consulului Poloniei la București, au luat masa din ajunul Crăciunului pentru al cincilea an consecutiv în marea familie. Așa cum s-au exprimat și cei prezenți, este o sărbătoare deosebită, la care participă nu doar membrii propriu-ziși ai familiei, ci și prietenii. Această masă în familie, în ajun de Crăciun, se servește după apariția primei stele pe cer. Sunt pregătite între 7 și 12 feluri de mâncare tradițională polonă de post. Tradiția este să se mănânce repede pentru a fi iute și în anul care vine. Tinerii au deschis seara cu o serie de colinde. Surpriza serii a venit din partea soției consulului, care a încântat audiența cu două piese interpretate la vioară. Preoții catolici din decanat i-au binecuvântat pe cei prezenți, au împărțit azima și oplatecul, apoi au luat masa. Obiceiul de împărțire cu oplatec înainte de începerea cinei de ajun își are originea în ritualul împărțirii pâinilor, care datează din primele veacuri ale creștinismului și s-a păstrat până în zilele noastre doar în Polonia. Pot să otocenimă. Chleb jest symbolem życia, chleb podtrzymuje życie. Znak łamania się chlebem jest rodzinnym gestem miłości. Chleb jest zatem symbolem miłości i życia. Bóg w swojej miłości daje nam chleb i życie. Pan Jezus przyszedł na świat, abyśmy życie mieli. Nașterea lui Iisus Hristos a fost astfel. Mama lui, Maria, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca ei să fi fost împreună, ea s-a aflat însărcinată prin puterea Duhului Sfânt. Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind să o denunțe, s-a hotărât să o lase în ascuns. După ce cugetase el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis spunându-i: Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.
tare. Miesięcy temu pierwszy raz w życiu przyjechałem na Bukowinę. A po 10 luna, bo byłam po pierwsza data na Bukowinę. I wtedy usłyszałem, że jak się raz tutaj przyjedzie, to już nie ostatni będzie się przyjeżdżać. Și atunci am auzit că se spune că dacă vii odată în Bucovina, vei veni de mai multe ori. To jest mój czwarty pobyt, taki 10 miesięcy. În aceste 10 luni am acum pentru a patra oară în Bucovina. Acum doresc să vă urez tuturor multă sănătate, împliniri pe toate planurile, și din partea mea și din partea domnului ambasador, ca și din partea tuturor angajaților ambasadei. Mulțumesc preoților și mulțumesc copiilor și tinerilor și tuturor celor care au vrut astăzi să vină, să fie alături de noi, să fie alături de Uniunea Polonezilor din România. Așa cum spune tradiția la noi, sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea familiei. Indiferent unde ne aflăm noi în toată lumea, ne strângem acasă și în familie avem această masă tradițională în ajun de Crăciun. De aceea, Uniunea Polonezilor din România organizează în fiecare an, în această mare familie, nu numai a polonezilor, vedeți că sunt și prietenii noștri de alte naționalități aici în Suceava, astăzi alături de noi. Aș dori ca să vă urez un Crăciun fericit, multă sănătate, bucurie și un an nou cât mai bun.